în șir grăbiți, nici nu vei scoana lor. Doar când ai ce-ai dorit, fericit ai cânta tuturor. Opriți timpul, clipa asta minunată, în suflet vreau să păstrez, să iubesc și să visez. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată, momentul primei iubiri se transformă în amintiri. La 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 la. Bună ziua, dragii noștri, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Opriți timpul! Mulțumesc balerinilor de la Juno Dance și coregrafului Silviu Popa! Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, astăzi voi începe emisiunea puțin diferit. Dați-mi voie și o fac cu mare bucurie să salut prezența în platou a unor oaspeți de seamă. Voi începe cu doamna Stella Popescu, cu domnul Ilie Dobre, Valeria și Traian Ilea, bine ați venit, Emilia Dorobanțu, Ghiță Brancu și Ilie Caraș, să spunem echipa tânără. Tuturor vă spun bun venit! Motivul pentru care ne-am adunat astăzi aici, stimați prieteni, este unul cu totul și cu totul deosebit. Aniversăm astăzi 80 de ani de viață și peste 60 de ani de carieră a unui artist de o valoare incontestabilă, un artist care de fapt nu are vârstă, un artist pentru care timpul cu adevărat s-a oprit în loc, un artist înzestrat cu un glas unic, un artist dăruit și cu har. Înainte de a-l invita să coboare, dați-mi voie să urez tuturor celor care poartă binecuvântatele nume ale împăraților Constantin și a mamei sale Elena, dați-mi voie să le urez tuturor elenelor și costicilor la mulți ani! Deci astăzi, la zi de mare sărbătoare, îi spunem împreună la mulți ani maestrului Benone Sinulescu! Bine veni, Beni! Am vrut să zic, nu înainte de a te săruta, pentru că ești o scumpă. Bine v-am găsit, ne vom strădui cu toții să scoatem la capăt o emisiune de excepție cu asemenea reprezentanți de seamă. De va seamă. Fi încă o ediție de colecție, așa cum ne-ai oferit și astă iarnă. Să rămână. Însemnează că având o distribuție și mai și, va fi o emisiune și mai și. Exact, pentru că peste distribuția asta e foarte greu de obținut. Eu vreau să-ți mulțumesc că, în primul rând, că ai acceptat să vii pentru această ediție de colecție și că ne-ai oferit o distribuție de excepție. Vom sta imediat de vorbă cu fiecare invitat în parte, dar, înainte de toate, vreau să începem cu muzică și te rog să ne cânți ceva, așa cum numai tu știi în să faci. În primul rând, vreau și bine. Eu să-ți mulțumesc pentru invitație și sper într-o emisiune de excepție. Să ne ajute Dumnezeu! Așa să dea Dumnezeu! Benone Sinulescu! Thank you.
frați suntem pe lume. Dacă vă uitați la mine, eu cu tata seamăn bine. Hai, hai, nu e rău că seamăn cu tatăl meu, măi, măi. Hai, hai, nu e rău că seamăn cu tatăl meu, măi, măi. Tatăl meu de când se știe este om de omenie, așa cum îmi place mie. Hai, hai, nu e rău că seamăn cu tatăl meu, măi, măi. Hai, hai, nu e rău că seamăn cu tatăl meu, măi, măi. Și dorul, hai, hai, nu e rău, mâine dor de tatăl meu, măi, măi. Hai, hai, nu e rău, mâine dor de tatăl meu, măi, măi. Mi-a zis tata într-o seară, măi, băiete, anii zboară, ia-ți-o mândră și te-nsoară. Hai, hai, nu e rău să-l ascult pe tatăl meu, măi, măi. Hai, hai, nu e rău să-l ascult pe tatăl meu, măi, măi. Hai, hai, nu e rău că mi-e dor și când mereu, măi, măi. Hai, hai, nu e rău că seamăn cu tatăl meu, măi, măi. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Inodens! Avem o surpriză pentru tine, așa încât te rog frumos plăcută, să rămâi. Plăcută, poate fi și neplăcută, nu? Nu, 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 nu. Astăzi n-ai decât surprize plăcute. O să mă învăț cu un arab și o să fiu foarte des. Așa, o să te ce bine. De mine. Nu cred, nu cred. Ia să vedem ce surpriză i-am pregătit noi lui Beni. Uite ce tort frumos, da, ți-am pregătit cu covorn. Câte național, ca... cu ie, cu pălărioară. Mulțumim! Toată noaptea am lucrat la el. Da? Dați-mi voie să mulțumesc cofetăriei Tip Top, care întotdeauna este alături de invitații noștri și desigur de emisiunea noastră,
cu torturi personalizate. O surpriză extraordinară, mai ales că pe această frumoasă fată, această frumoasă actriță și cântăreață care are glas superb, ar dori mulți dintre cântăreți să aibă glasul ei. La fel Stella, la fel de o muzicalitate rară. Mie totdeauna mi-a fost teamă să mă asculte Stella din sală. Eu îți propun să vorbim despre asta atunci când ne vom așeza. Deocamdată vreau să-i mulțumesc Crinei Matei, care este, ca de obicei, de o eleganță absolut superbă. Și vreau să mulțumesc și tarafului condus de maestrul Marian Mirea pentru surpriză. Deocamdată vă invit la răcoare să vă trageți sufletul. Mulțumesc frumos! Să nu credeți cumva că nu am emoții, stimați prieteni, pentru că mă aflu în platou alături de câteva legende vii ale artei interpretative românești. Dar voi începe întâi cu sărbătoritul nostru, cu maestru Benone Sinulescu, care ne-a oferit de-a lungul a peste 60 de ani de scenă o carieră extraordinară, peste probabil mii de piese imprimate, mii de concerte, colaborări extraordinare, turnee în țară și în străinătate. Și cu Stella și cu tine, turnee peste turnee și în străinătate și prin țară. Și mai ales o extraordinară capacitate de a se reinventa fiind modern și în același timp un artist care niciodată nu și-a părăsit caracteristica personală. Iată doar câteva din aturile care fac din maestru Benone Sinulescu un artist unic în peisajul muzicii românești. Și ca o... Așa este. Și ca o încununare a întregii tale activități, vreau să începem cu o veste extraordinară, și anume, în curând, în câteva zile, se deschid ușile primului festival Benone Sinulescu Național. De fapt, este prima ediție a unui festival național care poartă numele unui artist în viață. Festivalul are loc la Buzău și se va desfășura în perioada 26, 27 și 28 mai. Wow! Vă invităm! De altfel, vreau să aduc aminte tuturor prietenilor noștri că mai avem un caz chiar aici în platou. Există un teatru care poartă numele unei enorme actrițe în viață, Teatrul Stella. Pescu. Mulțumesc mult! Pentru copii și tinereți! Deci pentru mine! Iar vreau să-ți completez ceva, pentru că e o amintire pe care eu n-am să o păstrez totdeauna. Multe lume l-a criticat pe Benone, că a cântat Radu, mami, cu ăștia de la muzică ușoară. Te-am felicitat, pentru că așa a aflat o întreagă generație de tineri despre un cântec minunat, Radu, mami, Radule, pe care tu l-ai adus la viață împreună cu România. Așa e. Așa este. Este adevărat. Și a fost un lucru foarte bun. Și după aia am continuat cu trupa Millennium. Da, și cu trupa Millennium. Extraordinar. Trupa pe care o vom revedea și reasculta astăzi aici în emisiune, pentru că să nu credeți că acestea sunt toate surprizele. Mai avem câteva cărți grele în mânecă ascunse. Acum aș vrea să vorbim puțin despre prietenia ta, Benone, cu invitații prezenți. Aș vrea foarte tare să știu cum te-ai cunoscut cu doamna Stella Popescu. Când v-ați cunoscut voi doi? Ne-am cunoscut prin anii 1956, nu, 59-60. Da, 59-60, la Brașov. Ea era la Teatrul Muzical, eu eram la... sub tutela... Teatrul mare de stat, da. Teatrul dramatic. Și dumneata ne cântai. Mai lua cu dumneata, în gata, 3 minute prin curtea teatrului. Puneam glume, ne distram, râdeam, dansam și eram așa de tineri și de frumoși. Da. Și suntem fericiți. Și am rămas că Dumnezeu prieteni totdeauna. Da. De-aia am venit cu plăcere că m-ai invitat. I-am apreciat. Actrițele mele, două dintre cele mai mari actrițe ale țării, a fost... Și este, pardon, scuză-mă, Stella Popescu și Coca Andronescu. Eu pe astea două actrițe le-am iubit până la
dincolo de... De admirație, mă rog, de admirație și de dragoste. Da. Domnilor și domnilor, unul dintre invitații lui Benone Sinulescu este domnul Ilie Dobre. Domnul Ilie Dobre nu este numai un foarte cunoscut comentator sportiv, ci și un scriitor foarte bun. Dânsul scrie și cărți sportive și cărți biografice. Dați-mi voie să vă prezint acum, iată o carte pe care i-a dedicat-o invitatului nostru. Cartea este intitulată Benone Sinulescu și glasul său fermecat. Dați-mi voie cu această ocazie să-i spun bună ziua și bine ați venit, domnul Dobre. Sărumă, doamna Corina, bine v-am găsit. Mă bucur că sunt într-o companie selectă, numai de, nu doar de stele, fiindcă ar fi puțin spus, ci de, să spun așa, într-o constelație de stele. Supernova. Da. Sigur că nu trebuie să fie surprins nimeni că am scris o carte despre maestrul Benone Sinulescu, fiindcă de mic copil, eu sunt născut undeva între dealurile Răgășanilor, deci pe undeva, deci dealurile Oltului, și acolo nu exista nici măcar curent electric și ascultam la un tranzistor cu baterii și prima oară cam când am ascultat eu la acel aparat de radio, la un vecin, bineînțeles, l-am ascultat pe maestrul Benone. Și eu, care sunt născut la țară, sigur că m-a încântat. Și de atunci a rămas în inima mea. Sigur, anii au trecut, am fost la un liceu pedagogic la Câmpul Mușel, a venit în câteva spectacole la Câmpul Mușel, sigur că eu eram în sală atunci, și pe urmă s-a întâmplat ca eu să merg pe linia sportului, am ajuns comentator sportiv la Radio România Actualități și m-am și o rubrică la Antena Satelor și acolo se numește Sport Performanțe Amintiri și sigur că prietenul Benone Sinulescu este abonat, creează un șarm deosebit emisiunii și este foarte ascultată. De multe ori mă oprește lumea pe stradă și eu cred mă întreabă despre o transmisiune de fotbal. Nu, mă întreabă ce, dom'le, te-am auzit cu Benone ce pe Satelor. Și asta e o surpriză foarte plăcută. Deci am scris o carte despre Benone, fiindcă Benone este un artist inegalabil, după opinia mea. Face parte din galeria moșilor sacri și rămâne etern. Deci este o realitate. Sunt foarte mulți orizi de muzică populară, excelenți, foarte buni, dar sigur că maestrul Benone Sinulescu face excepția de la regulă, fiindcă este, așa cum spuneați, parcă fără vârstă. Talentul este, fără discuție, fantastic. Așa a fost, este și așa va fi etern. Dar când l-ați cunoscut personal, după ce l-ați admirat? Da, sigur, i-am dat un telefon și am tot scris despre glorile fotbalului. Zic, ia să scriu și despre muzică populară. Și sigur, l-am sunat, am întâlnit cu dânsul. Spunea că s-a mai scris, dar mă rog, nu prea era așa la început decis, dar s-a decis foarte repede. Ne-am întâlnit în, cred că, 2-3 luni. Și a apărut cartea. A luat naștere cartea în vreo 3 luni, da. Da, cam așa, deci foarte rapid. Extraordinar. Vreo întâmplare amuzantă sigur în că, timpul acestei creații? Da, este sigur, fiindcă nu am prezentat nici măcar o filă din ce am scris. N-am știut decât când a apărut cartea și mă întrez că îmi spune maestrul Benone, domnule, ce, dar este prea laudativă. Zic, nu, este prea puțin laudativă. Și asta a fost... Atunci rămâne așa. Da. Rămâne așa, sigur că da. O singură chestiune vreau să spun. Sigur că iar nu fac un titlu de glorie, dar precizarea se impune. Eu am vreo 8 recorduri mondiale, sunt în cartea recordurilor, firește, la cea mai mare organizație din lume care certifică recordurile mondiale, World Record Academy din Statele Unite. Dar vă spun că mai am încă, deci, un premiu, dar nu asta contează. Vreau să vă spun că adevărata performanță sau adevărate recorduri mondiale, nu eu le-am izbutit, ci maestrul Benone Sinulescu, fiindcă la 80 de ani pare exact ca la 15-16 ani. Ați văzut? Nu mă îmbăt cu apă neîncepută. La aniversarea de astăzi a maestrului Benone Sinulescu, din fericire, este prezentă și trupa Millennium, care este cea mai longevivă trupă vocal-instrumentală din Republica Moldova, o formație alături de care Benone Sinulescu a realizat
3 albume. Și desigur vorbim de o colaborare care s-a bucurat de un succes extraordinar. Îmi face o deosebită plăcere, estimați prieteni, să întâmpin ca vechi prieteni pe membrii formației Millennium, condusă de Vlad Gorgos. Bine ai venit, Vlad! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Mă bucur să te văd! Poftiți în mijlocul platoului! Vai, vai, ce frumoși sunteți! Vă rog să poftiți aici lângă mine, mai întâi să vă spun bine ați venit, Vlad, bine vino lângă mine. Maestru Sinulescu, dacă sunteți amabil și ne iertați că vă deranjăm. Sunt onorat! Bine v-am găsit, bine ați venit! Ați revenit! De câte ori când cu voi am emoții, pentru că sunteți prea perfecte, prea acolo, nu știu ce, și nu cumva eu să dau vreuna mai strâmbă, așa. Nu cred, nu da, cred. Da, nu, mă voi strădui. Ce ne cântați astăzi? Cu ce vreți să ne bucurați în ziua asta de sărbătoare? Aș vrea să cântăm un cântec foarte vechi, popular, prelucrat de fiul domnului Vlad Gorgos, un orchestrator de excepție, unicat, absolut. Și se numește cântecul Zărzărică Zărzărea. Zărzărică Zărzărea. Atunci eu cu Vlad ne așezăm și voi cântați. Veți fi admiratorii noștri, sper. Sunt de-al pe sub pădure, trec fetițele la mure și flăcăi după ele își fac calea la nuiele. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta mândrei mele Ioniță trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta mândrei mele Ioniță trecea. Ca mura neagră ocoli pădurea-ntreagă, pentru oi ca murele măi ocoli pădurile măi. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta mândrei mele Ioniță trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta mândrei mele Ioniță trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta mândrei mele Ioniță trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta mândrei mele Ioniță trecea. Zărzărică, zărzărea. Nu m-aș mai duce-n pădure, de-aș muri de dorul tău, măi, nu mi-ar fi așa de rău, măi. Mândro dorul de la tine se oprește-n piept la mine, de-aș muri de dor, de drag, n-aș mai trage câte drag. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta mândrei mele Ioniță trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta mândrei mele Ioniță trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta mândrei mele Ioniță trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta mândrei mele Ioniță trecea. Bravo! Bravo! E în regulă!
Vă invit să luați loc pentru că vreau să vorbim despre colaborarea voastră cu maestru Benone Sinulescu. Haideți să mergem către scaune și noi și către eu, fotolii, bineînțeles. Da, eu după tine vreau să fiu cavaler. Vai, te rog, te rog. Încă o dată, Vlad Gorgos, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Presupun că veniți direct de la Chișinău și este foarte mare. Mulțumim că ne-ați invitat. Cu mare drag. Noi totdeauna aici am fost ca și acasă. Exact. Pentru noi, voi totdeauna ați fost cei dragi. Eu aș vrea să aflu despre colaborarea dintre Benone Sinulescu și trupa Millennium, mai precis, despre oarecum... Cum a început? Cum a început? A cui a fost ideea? Tot Vlad Gorgos are memoria la el acasă. Sigur, 10 ani de zile în urmă asta s-a întâmplat, dar nu noi am fost cei care am început, ci Nea Bene a fost cel care a început, fiindcă într-o bună zi m-am trezit cu vocea lui la telefon. Bună ziua, domnule Vlad Gorgos, sunt Benone Sinulescu și aici s-a spus tot. Mai visam eu vreodată să vorbesc cu maestrul la telefon. A, nu, și nu, această discuție a început. A început cu acea propunere de mai întâi de a ne vedea, apoi a fost destul să ne vedem. Că nu ne-am mai despărțit deloc, era numai vorbă despre piese. Am realizat trei discuri, da, Colinde, de Colinde. Încă primul disc a fost cel cu de Colinde, cel, da. Apoi au urmat încă trei. Da. Apoi au urmat încă trei și dacă el zice astăzi despre festival și colaborare, ne bine... Nu uitați că vă închidem în studio comp și v-am închis atunci și muncim. Muncim de dimineață și până noaptea târziu. Așa, așa a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă. Vreau să vă spun că de la el ne-am umplut de energie, de la el ascultam multe despre ce a fost Benone, sau cine a fost Benone Sinulescu în tinerețe. De la el ne-am îmbolnăvit și noi de boala lui Sinulescu, să muncim, să muncim și să fim veșnic tineri. Asta s-a întâmplat și continuă a fi... Maestre, credeți-mă că ce a lăsat în sufletele noastre, asta a și rămas și eu cred că până ale noastre adânci bătrâneți așa și va fi. Excelent, excepțional, da. Excepțional. Acum aș vrea să ne îndreptăm către Valeria și Traian Ilea, pentru că colaborarea voastră este mai recentă, dar nu mai puțin plină de succes. Iar piesele imprimate de voi au un succes nebun. Și vreau să știu dacă tot tu ai fost cel care ai zgândărit această colaborare, Beni. Zgândărit, da. Ce frumos sună. Așa, ca o... Păi dacă l-a sunat pe Vlad Gorgos la Chișinău. I-am cunoscut pe ei, nu de mult, un an și ceva. Cât un an jumate, da. Aproape un an, aproape 2 ani. Mai exact, 1 decembrie, acum sunt 2 ani. Să mai bătrân ca tine, eu vorbesc. Și le-am cunoscut la Alexandria într-un spectacol mare de Ziua României. Și mi-a plăcut de ei cum când eu știam de la televizor că i-am mai auzit pe aici, pe acolo, dar acolo m-au convins că într-adevăr sunt buni. Au cântece cu minți frumoase, texte frumoase. Deci am zis eu așa, bine că le-a pus capac celor care propagă folclorul de proastă calitate în partea Ardealului. Ei i-au dat la o parte și cântă lucruri frumoase. Rău mă dor, ochii mă dor. De zi. De lumina stelelor, de durerea frunzelor este... Și mă duc, și mă tot duc, mă duc, du-te. Până la izvor sub nou. Așa. Și le-am zis așa, zic, mă, eu am marea plăcere a vă scoate din cap taragotul. Nu că nu mi-ar plăcea instrumentul, îmi place foarte mult, dar nu tot timpul taragot, taragot, taragot. Și am făcut o selecție cu ei... cu cele mai frumoase cântece ale lor și a făcut cu o orchestră de 40 de persoane un album. Și când s-a făcut acel album, ei tot îmi dădeau târcoale că să cânt și eu un cântec cu ei pe albumul acolo, să fiu invitat mai special, eu știu. Am acceptat și am cântat cu ei 2 cântece. Unul dintre ele o să-l cântăm astăzi aici împreună. Ce-ar fi să ne-l cântați acum? Da? Hai! Cât de curând. Și așa am microfonul la îndemână. Așa. Cu mare drag. Pe atunci eu am să vă invit în mijlocul platoului, da, pe toți trei, și vă ascultăm. Thank you.
n-are dor, geamai cântă bubuzori, măi. Firișor de far, cine n-are drag, geamai cântă bubuzori, măi. Vede și mohor, cine n-are dor, geamai cântă bubuzori, măi. Firișor de far, cine n-are drag, geamai cântă. Cine-a bătrânit fără de iubit, degeaba lumea mai răită, măi. Cine-a bătrânit fără de iubit, degeaba lumea mai răită, să iubesc, cât pe lume mai trăiesc, mă. Chiar dacă fi să zac la umbră de fac, după cine mi-este drag, mă. Și de bătrânesc tot am să iubesc, cât pe lume mai trăiesc, mă. Chiar dacă fi să zac la umbră de fac, după cine mi-este drag, mă. De-o fi să mor lângă un izvor, după cine mi-este dor, mă. Și de-o fi să mor lângă un izvor, după cine mi-este dor, mă. Eu să te țin că miroșea flor de crin, mă. Vede viorea tinerețea mea, stai cu mine, nu pleca, mă. Stai încă puțin, la eu să te țin că miroșea flor de crin, mă. Stai de mai putea la inima mea, cu dorul și dragostea, mă. Mulțumesc frumos! Felicitări, Valeria și Traian Ilea. Acum a venit momentul să vă întreb ce mai faceți. Mă bucur să vă revăd. Mulțumim. Și vă mulțumesc că ați venit la emisiune. Mulțumim, mulțumim și suntem fericiți și noi că suntem alături de maestru. A doua oară, am mai fost în toamnă, da, la emisiunea la 60 de ani de activitate. Tot aici. Tot aici. Da.
tot aici. Îți plac locurile astea, îți place locul ăsta foarte tare. A spus da, că orice ar fi, că Corina e pe primul loc în clasamentul lui. Ce mai faceți? Ce să facem, suntem destul de bine, sănătoși și în regulă. Am fost plecați în străinătate, în iarnă, vreo două luni și ceva am petrecut prin America, un turneu prin Statele Unite. Acum am fost plecați în comuna aia pe acolo. În comuna aia, da. Sat, ceva mai mare. Da, l-așteptăm pe maestru la un pește, uite că tot nu reușim să vină. Măi, e o poveste, trebuie să zic istorie. Eu concentrez, nu lungesc. Are un heleșteu acolo, nu mare, așa. O băltișoară. Are pește. De 2 ani mă amenințe că nu sunt încă mici, nu sunt bun de mâncare. Ce să facă? Peștii, mă, pește ai peștii maestrului nu cresc. Uite, dacă mă învață, am mers să fac niște baboi așa mari. Dar de ce nu cumpărați de la magazin și îi spuneți că i-ați pescuit acolo? La magazin e pește din ăla de crescătorie. El în mod sigur, până vine Corina în Arad, invitația, facem invitația la un pește acolo. Sigur cresc mai strâmbunată. Ai zis în fața națiunii. Că în fața națiunii. Spune-le la pește, domne, vă rog să creșteți, că am musafir de la București. Steluța. De câte ori trecem în turneu, pe la Galați, pe la Brăila, ce aveți nevoie, ce să vedem? Și noi zicem un pește. Vai, dacă știam! Înțeles? Despre da. Ce exact, da. Eu, de fapt, mi-am băgat nasul aici între dumneavoastră ca să felicit această echipă superbă, Millennium, și pentru ceea ce fac și cum cântă, dar și pentru ținuta lor. Pentru ținuta, m-am săturat de blugii ăia pătați de 7 frați și de maieurile alea întinse cu care a dormit. Bravo. S-a sculat, a mâncat și a și cântat. Nu se poate. Asta înseamnă lipsă de respect pentru muzică, pentru scenă și pentru spectator. Bravo, Steluța, așa mulțumesc că ai spus asta. Bravo, doamna Stela, bravo. Excepțională ținută. Uite-te la băieții, uite-te. Fetele că se spală pe cap sunt frumoase. Dar băieții n-am văzut în trupele românești un băiat pe cap, proaspăt spălat la păr. Să știi că și așa eu m-am spălat este. Pe cap azi. Să cunoaște, da. La tine măcar să cunoaște. Ești Benone s-a retras din București, departe de viața agitată de aici, tocmai la Arad. Sincer, eu nu cred că mai e vreun loc în România unde viața nu e agitată. Poate nu e atât de agitată. Da. Dar tocmai de asta gradat. Vreau să-l întreb cum e viața la Arad. E foarte bună. Și cum bună. Te simți? Știu că mă simt excepțional. Noi avem casă și la Arad în oraș, avem și la țară. Dacă ar trebui să fac o declarație, am două case la Arad, două case la Brzava. Că Stela totdeauna spunea, mă, nu-ți mai temuți din apartamentul ăla, nu știu ce. Acum am la casă Stela. Foarte bine faci. Și ce vreau să spun? Măi, dacă n-ai putut să-ți bei toți banii, ce să-ți faci? Da? Bravo! De asta ai casă. Gura păcătosul, adevăr, da, grește. Cine trage, și, mă, nu da. Prea are casă. Și ce am vrut să zic? Mă simt foarte bine tot la țară, pentru că dacă de acolo viu, am ajuns tot la țară. De altfel, deci, e interesant e că de câte ori te caută cineva, răspunde soția care te cheamă din grădină. Da. Are o grădină superbă. Cine, da. Care superbă. Dintre voi ați fost la el la Arad? Vreau să noi știu. Ei au fost. Ei au fost. La Brzava. Da. Da, ei au fost, are da. O grădină superbă. Se termină într-o pădure. De un hectar și jumătate. Îți închipui ce muncă acolo, că cumnatul meu zice așa. Zice, măi, Benone, hai să nebunii dracului. Ce tot aveți, măi, puneți atâta varză, atâta ceapă, atâta usturoi, atâta castraveți, atâta de... Parcă ați avea un batalion acolo. Zice, stai, mă, poate... Nu, dar butica cere, butica. Benone, vreau să o întreb și pe Crina Matei ce mai face. Mulțumesc foarte mult, mă bucur de invitație, mă bucur că mă aflu în această garnitură minunată de artiști, mă bucur că și de această dată petrecem alături de maestrul Benone Sinulescu. Mai fără maestru, te rog. Maestre, te rog frumos. Lasă-mă. Mai prezentat și la acea celebră emisiune. Da. Și tot mai exact strumezi. Exact asta vreau. Da, lasă-ne să te bine. Lăudăm. Pentru că ziua mea. Să mai, merită, nu numai asta, să mai întâmplă ceva. Da. Așa cum Steluța foarte frumos a remarcat ținuta membrilor trupei Millennium, din toate punctele de vedere, tot așa, mie îmi face plăcere ca anumiților artiști mari să li se spună maestre, la propriu. Indiferent că e actor sau cântăreț, instrumentist, pentru că trebuie să ne aducem aminte să vorbim frumos și să respectăm valorile.
Tu ai prezentat la un moment dat o ediție dedicată lui Benone Sinulescu la un alt post de televiziune. A fost așa, noi ne-am cunoscut la Calatis, la festival, acolo unde eu prezentam și maestrul cânta, după care probabil că maestrul Valeriu Lazarov, cel care a făcut atâtea producții extraordinare, a gândit, a imaginat și a produs emisiunea Geniali. În acea serie de emisiuni am fost invitată și în gala dedicată doamnei Stella Popescu, acolo unde am avut onoarea și super emoția de a reface un monolog pe care domnia sa l-a făcut la televiziunea română, se numea Peltica. Și după ce am tot făcut eu o serie de momente artistice, într-o zi am primit un telefon din partea prietenului nostru, maestrul Benone Sinulescu. Domnia sa m-a întrebat dacă sunt de acord ca ediția respectivă să o prezint. Bă. Și m-a bucurat foarte tare, m-am lăudat la toată familia, sigur, pentru sigur. Că toată familia mea era fan de, încă de când eu eram copil, Benone Sinulescu era pe toate calendarele și eu mă uitam și eu ca mâța în calendar așa și eram foarte încântată și sunam și le spuneam, măi, știți voi că eu o să prezint ediția genială dedicată lui Benone Sinulescu, de voi îl țineați în calendar? Corina, te rog să mă las să spun. Mi-a adus aminte o chestie. Da, într-adevăr, aveam pe la toate chioșcurile carte poștală cu chipul meu. Cum era în 70. Măi, și așa de bucuros, așa de fericit am fost eu când mi-a apărut mie chipul. Eram o țâcă. Nu zic ca Maria Tănase când a venit și mi-a luat de ureche. Zice, măi, țâcă, ai să faci carieră. Dar mi-a zis altfel, cu P. Dar nu contează. În cazul ăsta, dragă Beni, mai avem o surpriză frumoasă pentru tine, și anume Crina Matei, alături de mai tinerii tăi invitați, și anume Ilie Caraș, Emilia Dorobanțu și Ghiță Brancu, au pregătit o jucărie, și anume ei vor interpreta câteva piese din repertoriul tău. Bă. Așa încât vreau super. Să-i rog să poftească în mijlocul platoului. Ne dai voie, maestre? Așa! Chiar vă rog! Ti prego, signorina! Și, bineînțeles, vreau să-i rog și pe talentații instrumentiști conduși de maestru Marian Mirea să revină alături de noi. Poftiți, domnilor! Prin pădure
Radu mami se încrunta, mușcam în tos loc o zlea măi, cărare prin ei făcea și de poferă scăpa. Radu mami, radul de măi, cărare prin ei făcea și de poferă scăpa. Radu mami, Linuța sub cerdac, frumos crește un lilian, mă. La linuța sub cerdac, frumos crește un lilian, mă. Liliac mare bătut, din sufletul meu e rupt, mă. Liliac mare rotat, la toată lumea li stărala. Liliac mare rotat, la toată lumea li stărala. Mândruliță ce să-ți dau, liliacul să-ți lia. O să-mi dai tu mii de lei, liliacul nu mi-l iei, mă. O să-mi dai tu mii de lei, liliacul nu mi-l iei, măi. O să-mi dai tu mii și sute, liliacul nu-l poți rupe. O să-mi dai tu mii și sute, liliacul nu-l poți rupe. Dai tu mii de lei, liliacul nu mi-l iei, mă. O să-mi dai tu mii de lei, liliacul nu mi-l iei, mă. O să-mi dai tu mii și sute, liliacul nu-l poți rupe. O să-mi dai tu mii și sute, liliacul nu-l poți rupe. Thank you.
siriul de mare n-are drumuri mergătoare. Și-ai Buzău, Buzău, cât e siriul de mare n-are drumuri mergătoare. Și-ai Buzău, Buzău, n-are drumuri mergătoare. Doar o apă curgătoare. Și-ai Buzău, familie, de familie, de suflet. Cu frățiorul nostru aici. Cu frățiorul. Ăla micu. Frățiorul cel mic pe care noi îl iubim foarte mult. Prâsla. Mulțumesc foarte mult. Pe voi trei am să vă rog să vă reluați locul pe canapeaua de la Transilvania. Eu s-a treilea, nu? Nu, bineînțeles că nu. Am să rog pe Crina să poftească la loc. Mulțumesc foarte mult și tarafului, mulțumesc frumos, maestru Mirea. Puteți să vă răcoriți. Mulțumesc frumos. L-am rugat pe Benone să rămână lângă mine și vreau să invit din nou formația Millennium alături de noi. Vreau să-i admirăm din nou, să-i aplaudăm. Și vă las acum alături de Benone, care vrea să vă facă o surpriză, nu mă îndoiesc, foarte plăcută. Benone Sinulescu și Millennium! Da! Când vine seara plâng
și mă gândesc la mama. Ea a plecat spre ceruri, lăsându-mi dor sărmana. Un dor care pătrunde și inima mea o frânge. Un dor de la măicuța, din satul meu m-ajunge. Aș vrea să-i văd privirea și-o vorbă să mai spună, plângând s-o strâng în brațe pe maica mea cea bună. Frunze-n gălbenite, curând mă duc și eu, să fiu mereu cu mama, la bunul Dumnezeu. Stau Eu recunosc că în timpul cântului am plâns puțin, da? Mă rog, asta e sufletul. Am vrut neapărat să cânt acest cântec, dat fiind faptul că peste puțin timp mama împlinește niște ani de când nu mai e printre noi și am scris-o, am creat-o în memoria mamei mele. Cu adevărat, uite, Steluța a fost impresionată, păi eu am cunoscut-o. De ce nu mi-a spus? Dacă știam, făceam farduri din alea. Nu se topesc la plâns. Da. În fine, a venit momentul să-i spun încă o dată bun venit lui Steluța Popescu. Mă bucur mult să te revăd și vreau să te întreb,
ca și cum n-aș ști ce mai faci. Cum merge teatru? Cum merge teatru tău? Cum merge teatru, spectacolul de la teatru Tănase? Ce mai faci? Toate merg foarte bine, Corina. Ce bine. Atât de bine încât aș vrea să nu mai plec de pe lumea asta niciodată, niciodată, niciodată. Să ce stau frumos. Cu voi, pentru că mă face fericită. Venirea lui Benoni aici mi-a adus însă multe amintiri în minte. Și mai ales când l-ai cântat pe ăsta ultimul. Tu ai cântat și Ionica pe care l-a scris Puișor. Asta da. Era un eveniment. Soțul tău scump și drag și mi-a fost un pic jenă că tu mi-ai cerut mie textul și era scris de soțul tău. Că l-ai și tu, ce și tu l-ai se cântat. Întâmplă? Era un cuplu extraordinar. Veselovski cu Puișor. Erau exact. Doi oameni care lucrau împreună și erau extraordinari. A păruse curentul folk, știi? Și se scriau cântece folk. Și ăștia doi stăteau în birou, se amuzau și se dănâncăneau acolo. Și au făcut Ionica, Ionica. Ăsta trece timpul și acum îl cântă. Și nu știe nimeni că are autor? Asta se crede spun, că da. Este un cântec popular. Și dar e cântec popular. Mulți l-au, și mulți l-au cântat după ureche, fără să știe de fapt că e un cântec scris de un autor și de un compozitor. Era, trece timpul, nu discută, anii mei se trec, mai sunt mulți până la 100. Dar noi pun la cec, viața-i vin de viță rară, pe cuvânt vă spun, de dulce sau amară, gustul are bun. Ah, că tare îmi place traiul, pe pământ moșeră, de-ar fi să mă aștepte raiul, nu m-aș duce în cer. Las paharul, las tabacul, însă am să iubesc, fiindcă altfel de ce dracu, pe lume, oare mai trăiesc? Mă, pe și tu știi după ureche. Și acum am să vă spun un mare secret. Toată viața mi-am dorit să cânt muzică populară. Extraordinar! Da, n-am avut curaj. Nu, n-am avut curaj. Dar nu se poate, eu cred că tu poți să cânti orice vrea mușchii n-am tăi. N-am avut curaj, Corina, mi-a fost teamă de muzică. Când, atunci când lucram cu Gelu Solomonescu, mai aveam curaj, pentru că Gelu era un dirijor senzațional. Stăteam fost să uita la tine și făcea atâta. Adică stai liniștită, sunt ca lângă tine. Da. Stai liniștită, ești lângă mine. Și atunci mai aveam curaj. Nu știu ce, n-am avut curajul să cânt muzică populară. Poate dar de acum scriam, acolo. Eu o să cânt muzică de pahar. O să fac un disc de-al naibii, așa, cu muzică de pahar și de petrecere. Bravo. Dar ce ne-ai pregătit pentru azi? E de pahar sau e popular sau e cum e? E ceva la mijloc. Aha. Dar înainte de asta vreau să-ți spun că una din întâmplările cele mai frumoase care le-am avut în întâlnirea cu Benone a fost că jucam la Boema. Boema, știi foarte bine, grădina de vară care făcea un succes fenomenal. Și Puișor a scris, noi mai făceam cu Arșinel și travestiuri, și a scris un număr de imitație, Benone cu Irina Login. Genial număr, genial! Care a ieșit extraordinar. Ei, într-una din seri, fără să știm, hoțomanii ăștia, el, Irina și cu Ileana Sărăroiu, au venit la spectacol. Ei nu știau chiar bine ce aștea, probabil el anunțase ce vedeți că vă imită Stella cu Arșinel. Măi, și când am început noi numărul, au început să râde astea trei capre de care vă vorbesc. Am râs de... Măi, a început să râde și toată sala. S-a creat o atmosferă din aia extraordinar. Fenomenală, pentru că eram un Benone mic și al naibii așa, și Irina, vă dați seama cum arăta. Arșinel era Irina. Irina era Arșinel. Vă dați seama, da. Cum arăta. Cu coadă, cu sâni. Cu tot ce trebuie. Cu tot ce trebuie, da. Dar eu am recidivat atunci cu Preșu, de ce nu spui și asta? Asta spune-l tu. Așa. Mă duc, în primele rânduri am stat acolo, că eram invitat special. Eu și Ileana Sărăroiu, eram numai Ileana, noi doi. Da. Și Ileana când s-a apucat de râs, da, păi nu mai puteai. Ca nimeni, și pe da. Maria Lătărețu. Maria Lătărețu când începea să râdă, nu se mai oprea să alegea praful de ce avea de făcut în scenă. Ea trebuia să iasă afară, pe cuvânt. Și eu râd atât de tare la un moment dat de o replică genială a ei, fiind foarte bun prieten eu cu Băieșu. Autorul acestei atât de mult timp a durat. 18 ani s-a jucat cu casa, s-a jucat cu casa închisă. Și a venit revoluția, că altfel se mai juca 18. Dar și stai să termin eu asta. Și m-a umflat râsul atât de tare, pentru că ea, într-adevăr, e genială, mă rog, să știe. Am râs atât am râs atât de tare, încât ea s-a dus în fundul scenei, a început și ea să râdă și într-un târziu și-a adus aminte replica care urma să o zică când eu râdeam.
No, Stella a făcut foarte bine, pentru că între timp, cu siguranță, toată sala s-a uitat la tine cum râzi, da, și când s-a liniștit sala, ea și-a spus replica. Da, 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 da. Ce se întâmplă? Jucam acolo, sigur, o servitoare care mătura tot timpul în curtea blocului și se lua pentru de tot. Halat, da, albastru și cu basma. Și cum apărea, exact, unul care nu-i corea, hai da, hai da, ha! Cu mătură. Mai. Zicea lumea că sunt nebună. Plecau spectatori și zicea, mă, nebună este la asta. Nu și imaginau, eu veneam, tocmai veneam de la revistă de un an de zile și jucam la teatru de comedie. Ei mă știau cu pene în cap, cu fustă scurtă. Și zicea că ești nebună, publicul? Da, și publicul. Dar tu ce părere ai despre tine? Eu întotdeauna sunt de acord cu primul. Eu v-am pregătit ceva, n-am venit cu mâna goală. Atunci eu de-abia aștept să o ascult din nou cu mare încântare pe doamna Stella Popescu. Mersi. Doamne care-s norocoasă și sunt de invidiat, cam și eu bărbat în casă care umblă numai beat. Eu mă zbat să-i caut leacu, nu-l jignesc pe păcătos, că s-o doamnă luam ar dracu și-i spun foarte frumos. Bărbate, nu mai bea că te omor, să știi că fără niciun pic de frică găsesc la noi în casă un topor și-ți fac de petrecanie nenică. Bărbate, nu mai bea, deși cu mâna mea nu cred că aș fi în stare să te omor. Oh, dacă cineva în rai sau ia te ia, de tine, de s-o proastă, mi-ar fi dor. La 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 la. Ești frumos, mâncați așa ochii, însă bei pe banii mei, că din 70 de rochii am rămas numai cu 3. Cura ta sărută bine, uite de-aia mi-e necaz, când se fac copii cu tine, niciodată nu ești treaz. Bărbate, nu mai bea, că e păcat de mine, că și atunci când vii acasă mi-e dat să stau tot singur în pat. Și tu să stai tot singur, dar sub masă. Bărbate, nu mai bea, deși cu mâna mea nu cred că aș fi în stare să te omor. Că dacă cineva în rai sau ia te ia, de tine că s-o proastă mi-ar fi dor. La 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 la, din nou încoacem. La 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 la, la 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 la. Băiat bun ai și cultură, mintea-ți scapă de scântei, ți se încurcă limba în gură doar când intri pe ulei. Mă bați, nu-mi spui sudalme, nici direct, nici pe ocol, dar îmi dau singură palme când te văd așa mator. Bărbate, nu mai bea, că te sugrum, că suntem cu finanțele pe ducă la prețurile care sunt acum. Tu bei și toată lumea se usucă. Bărbate, nu ai vrea, deși cu mâna mea nu cred că aș fi în stare să te omor. Oh, că dacă cineva în rai sau ia te ia, de tine, că s-o proastă, mi-ar fi dor. La 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 la. Credincios mești ca un câine ce-l iubește pe stăpân, dar când pleci să iei o pâine nu mai iei 3 săptămâni. Eu te aștept ca Penelopa de cu seară până-n zori, și la morgă am fost cu popa să te caut de 3 ori. Bărbate, nu mai bea, că e păcat de mine, că și atunci când vii acasă
mi-a dat să stau tot singură în pat. Și tu să stai tot singur, da sub masă. Bărbate, mai ia, deși mâna mea nu cred că aș fi în stare să te omor. Oh, că dacă cineva în rai sau ia te ia, de tine ce să proastă mi-ar fi dor. La 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 la. De voi, dragii mei, totdeauna o să-mi fie dor. Am avut emoții. Mulțumesc, urmă! Mulțumesc! Ce-mi spune? Ce ai cântat perfect și ai ținut și ritmul. Asta s-a auzit de la tine, am zis altceva. Aură, ce obraznic. Doamne, ce artiști mare am lângă mine, copiii mei. Să rămână Steluța. Îmi place minunat. Să cânt, dar ți-am spus, am un soi de teamă, de frică la muzică. Deci am făcut 10 de cuplete muzicale. Atâta cuplete muzicale. Numai 10? Dar e altceva. Da. Cupletul e altceva. Cupletul, dacă nu-l faci viu, nu mai are valoare. E mort. Dar nu, nu poți să-l faci playback, nu se poate. Cântecul, da, dacă îl cânti perfect și înveți treaba să faci playback-ul perfect, mai merge. Dar cupletul niciodată nu mai are viață. Da. Îmi pare extrem de rău că stai la spectacol în această seară de duminică și Stelu. Trebuie să ne părăsească. Mulțumim frumos, Steluța. Eu vă mulțumesc frumos mulțumesc. Pentru invitație Stela, și eu îți mulțumesc să-mi trăiești și la mulți ani. Să-ți dea Dumnezeu Biluța, sănătate Biluța. Și te iubesc tot ca la început. Adică foarte mult. Mulțumesc frumos. Doamna Stela Popescu! Doamna Stela Popescu, mulțumim din inimă! Mulțumim frumos! O, Doamne, ce plăcere mi-a făcut această reîntâlnire cu voi toți, ce plăcere îmi face în continuare. Pentru mine această ediție rămâne nu numai de colecție, ci una de mare suflet, pentru că mă revăd cu niște oameni pe care îi admiram înainte ca eu să urc pe scenă. Și credeți-mă, doamnelor și domnilor, după 47 de ani de carieră, mulțumesc și vouă la fel, vă doresc, încă nu-mi vine să cred că sunt colegă cu ei. Nu mă consider colegă, mă consider o simplă admiratoare. Și nu o spun pentru că lângă mine sunt niște monștri sacri, ci așa mă simt. Și ca să ies un pic din această stare de emoție, vreau să îi ofer un microfon lui Vlad. Încă o dată îți mulțumesc că ai venit, mulțumesc tuturor băieților încă o dată. Eu le mulțumesc în permanență tuturor artiștilor care vin aici la emisiune pentru efortul pe care îl fac să fie alături de noi pentru bucuria spectatorilor. Și știu că anul acesta voi împliniți 20 de ani de activitate. Adevărat. Aveți felicitările noastre. Mulțumim. Plecăciune enormă. Mulțumim foarte mult și permiteți-mi să vă invit. În data de 5 octombrie, la Palatul Național din Chișinău, va fi un mare spectacol. Școala Millennium, zic eu așa, deci are peste 75 de elevi, foști elevi, astăzi artiști destul de mari. E Natalia Barbu, care locuiește aici, o cunoaște o lume întreagă. Da, sigur. Nicolae Caragie, care ne-a fost primul nostru profesor, va veni și el și fără el nici nu ne imaginăm spectacolul. Cei care locuiesc în Franța, cei care locuiesc în Spania. Vor veni din toată lumea. Deci cred că vor fi toți în scenă și va fi într-adevăr o reîntâlnire, cum este și seara de astăzi. Dar nu va fi spectacolul fără acel care astăzi noi îl aplaudăm și îl admirăm, fără Benoni Sinulescu, fiindcă am avut ani de creație împreună cu contează domnia pe sa. Mine. Și cred că va fi și cap de afiș. Minunat. În cazul acesta eu vreau să invit pe cei patru membri ai formației să poftească din nou în mijlocul nostru, în platou. Și vreau să vă spun, vreau să vă spun că această piesă este interpretată astăzi la voi pentru prima dată. Premieră, bravo. Cum se numește? Se numește Merele din Rai. A. Scrisă de
scrisă de Alexandru Gorgos. Millennium! Câte zile ești gata să nu zbori? Câte o fi? Oare crezi că știi? Dar cu cine să taci crezi că ai vrea? Dacă ai putea, cine ar fi ea? Eu știu că toate au un rost și toate au un preț. Poți să aștepți atât cât trebuie să aștepți. Dă mâna totuși să încercăm. Nu mă pot abține! Nu mă pot abține! O piesă superbă! Ca și voi! Doamnelor și domnilor, există artiști care se pot metamorfoza în timpul unei emisiuni să fie aproape de nerecunoscut. Atunci când acest artist este o femeie frumoasă și talentată, lucrul este cu atât mai spectaculos. Sigur, la începutul emisiunii ați văzut-o pe Crina Matei coborând într-o ținută absolut superbă, o crinolină, minunată, ca de contesă. Când am văzut-o intrând în platou într-o nouă roche, să n-o recunosc. Și totuși e vorba de aceeași Crina Matei, pe care o invit lângă mine. Ce frumos! Ia uitați-vă aici, ce păpușică!
Păi normal era să dai jos crinolina aia. Să vedem și noi așa, Doamne, un picior frumos ceva. Avea un picior foarte, foarte ușor. Și o bofină. Poți să mai spui o dată despre genul ăsta de pantă? Da. Cum îți ții echilibru cu acele alea acolo? Păi, am numai două picioare și atunci mă descurc. Mie mi-a trebuit 30 de picioare să pot sta pe cuie din alea. Să știi că și sunt des... Benone, să știi că i-am încercat și eu sunt destul de comozi. Da? Da. Îți dăm o pereche să încerci, așa, dacă vrei. Așa, așa. Ce număr porți? Nu ne, nu, nu-i spune, nu-i spune. Nu-i spune că e secret. Crina, eu te felicit pentru inspirația de a-ți alege creatoarele cele mai potrivite cu silueta ta și cu ocazia, pentru că și anul trecut la Revelion ai fost superbă. Așa încât acum, după ce ți-am lăudat talentul vestimentar și inspirația, vreau să știu ce ne cânți, pentru că trebuie să ne mai cânți ceva. Mai cânt, pentru că este o zi atât de specială, trebuia să fac apel la repertoriul acela minunat de colecție atât de special, pentru că, dragă Beni, mi te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare și mă duc de la București până dragă la Ploiești, Crina, și de la Buzău la Arad și tot pe tine te caut și nu mă mai potolesc niciodată. Crina Matei! De când te cunosc pe tine, nu știu ce mi-ai fi făcut. Am ajuns ca vai de mine, nu te-aș mai fi cunoscut. Viața minimă bate ca nebuna, pentru că te vreau doar pe tine într-una. Și toată ziua nu-i de suflet ca marca de scrisoare și nu pot ori ce-aș face să te mai deslipesc. Mi te-ai lipit de suflet, mi te-ai lipit cam tare și nu am pic de pace. De ce nu mă mai...
și-mi face. Ca o scai te ții de mine, vrei să mă măgești, nu mă lași deloc ca să trăiesc. Dragoste ce ai cu mine, ce mă chinuiești și de ce nu mă mai lași-mi face. Ca o scai te ții de mine, vrei să mă măgești, nu mă lași nebun, o să trăiesc. Sincer să fiu, nu mă așteptam să ai un glas atât de performant. Am repetat 3 zile. Eu am o propunere. Da. Să-i dai o replică acum. Ai tu o piesă cu pupă, mă. Așa. Așa, poftiți, vă rog, în mijlocul platoului. Vreau să văd ce replică îți dă ție, Benone. Te rog. Trec și valea, trec pârlea zui necază. Dar și fuga-i rușinoasă, câteodată-i sănătoasă. Pupă-mă, hai sărută-mă, strâns, strâns, strânge-mă, că asta-i viața mea. Și-aș mai vrea o sărutare, și-aș mai vrea și o brățișare de la mândra din cărare. Pupă-mă, hai sărută-mă, strâns, strâns, strânge-mă, că asta-i viața. Și dă-i cu șpriț, că nici noi nu suntem sfinți, că și sfinții beau la vin cu paharul mereu plin. Pupă-mă, hai sărută-mă, strâns, strâns, strânge-mă, că asta-i viața mea. Pupă-mă, hai sărută-mă, strâns, strâns, strânge-mă, că asta-i viața mea. Asta ne omoară. Domnule, te pui la mintea lui Crina? Uite, ai deja aici un semn. Cam ala nu-i nimic, dar câte oboseală mi-a băgat. Copii. Să mă țină minte. O să te țină. Da. Mulțumesc frumos, Crina, te rog să-i loc. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, You Know Dance. Îți propun acum să iei loc, să-ți tragi un pic sufletul. De mult aștept lucrul ăsta. Așa, mulțumesc foarte mult, Benone. Mulțumesc frumos, te rog să-i loc. Doamnelor și domnilor, la una din emisiunile trecute, atunci când Valeria și Traian Ilea au fost invitații noștri și au avut amabilitatea să accepte invitația, noi le-am făcut o propunere decentă, și anume să ne cânte Pușca și Cureaua Lată. Dânșii aveau atunci în promovare o altă melodie și ne-au spus că nu, poate la o dată viitoare.
Vreau să-i întreb dacă acum ar fi data aia viitoare. Acum e data viitoare, da. Acum ar fi. Cu cea mai mare plăcere. Știți că voi cu cântecul ăsta sunteți ca mine cu Strada Speranței. Da. Orice melodie aș lansa, eu trebuie să cânt Strada Speranței. Da, o facem cu plăcere. Cu plăcere. Vinse. Da. Și pentru ce maestru Benonte. Am văzut atâtea lucruri frumoase astăzi în platou, colegi extraordinari, maestru la superlativ, ce să zic. La mulți ani, maestre. Dumnezeu, așa cum spunea Corina la început, s-a oprit timpul, să dea Dumnezeu să fie oprit timpul pentru mult, 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 mulți ani înainte. Multă sănătate. Așa să dea Dumnezeu. Și numai bucurii. Doamnelor și domnilor, cu un super șlagăr românesc, Valeria și Traian Ilea! Și cu neaua lată, ce bărbat eram odată. Până prin munții măi, urtașii mei. Și cu neaua lată, ce bărbat eram odată. Până prin munții măi, urtașii mei. Eu fost vară, eu fost toamnă, mistrețe la goane, cu cetină verde-n grob, și nu oboseam deloc. Eu fost vară, eu fost toamnă, lua mistrețe la goane, cu cetină verde-n grob, și nu oboseam deloc. Pușca și cu neaua lată, ce bărbat eram odată. Până prin munții măi, urtașii mei. Iute vremea mi-a trecut și uite că am îmbătrânit. Să mai merg cu terenul, să iau urma cer. Vremea mi-a trecut și uite că am îmbătrânit. Să mai merg cu terenul, să iau urma cerbului. Pușca și cu neaua lată, ce bărbat eram odată. Până prin munții măi, urtașii mei. Șandița, n-o să mai vedeți urma. Eu-i trimite numai dorul ca să-mi găsați că-i zborul. Când alinge șandița,
zastrăi zorul, mușca și cureaua lată. Ce bărbat eram odată, până pe mulții mei, purtașii mei. Mușca și cureaua lată, ce bărbat eram odată, până pe mulții mei. Mulțumim frumos! Mulțumesc mie personal, mi-ați făcut o mare plăcere cu cântecul ăsta, pentru că într-adevăr e frumos. Mulțumim. Când ajungeți în Ardeal, fac eu să crească peștii. Așa. Mai și la noi în Ardeal. E regulă. Am să vă rog, puteți să și rămâneți lângă mine, pentru că vreau să-l rog pe Benone. Așa? Aș vrea acum, pentru că ne-am încălzit așa muzical, aș vrea să mergem muzical mai departe și să ne mai cânți ceva. Mergem toți trei să luăm loc, da. Să-l rugăm pe Benone să ne mai pentru prezinte ceva. Pentru că suntem oameni și fiecare avem un crez în Doamne, m-am gândit să vă prezint și un cântec de inspirație biblică. Este vorba despre fiul risipitor. Cum a plecat de acasă, cum și-a vândut averea și cum s-a întors la tata și și-a cerut iertare și tata l-a iertat. Haideți să vedem despre ce este vorba. Este Benone Sinulescu! Fiu plecat în depărtare, tatăl lui e
că te așteaptă tatăl tău bătrân în poartă. Vino, fiule, acasă, tatăl tău te iartă. Vino iar acasă, hai, vino acasă, tatăl tău stă și așteaptă, te așteaptă în poartă. Vino iar acasă, hai, vino acasă, tatăl tău stă și așteaptă, te așteaptă în poartă. Vino iar acasă, hai, vino acasă, tatăl tău stă și așteaptă, te așteaptă. Benone s-a hotărât să smulgă inimile noastre din piept la ediția asta de colecție, doamnelor și domnilor. Nu mă îndoiesc că toți românii care au copii în străinătate, care lucrează în străinătate, care studiază și care s-au rătăcit prin țări străine, vor plânge la auzul acestei foarte... A cui aparține cântecul? Mie mi-aparține. Am spus că e de inspirație biblică și doar atât. M-am inspirat de... Compoziția povestea. Este a ta? Da. Și textul. Foarte frumos. Te felicit, Beni, te felicit. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Hai să luăm loc. Da. Doamnelor și domnilor, așa cum am mai spus, la sfârșitul lunii mai, mai precis 26, 27, 28 mai, va avea loc la Buzău prima ediție a Festivalului Național de Folclor Benone Sinulescu. Din distribuția acestui festival nou, căruia îi urăm viață lungă, fac parte trei tineri talentați, și anume Emilia Dorobanțu, Ilie Caraș și Ghiță Brancu. Vreau să ne spui câteva cuvinte despre invitatul tău, domnul Ghiță Brancu, pentru că dânsul este prima oară la noi la emisiune, da. Și vrem să-l cunoaștem mai tare. Este un cântăreț serios și am descoperit în el acel un cântăreț care reprezintă cu adevărat Banatul. Că de obicei în Banat și în Ardeal s-a stricat total folclorul, numai porcărioare, nu știu cum să zic, poate am fost prea dur, se cântă. El cântă un folclor adevărat și muzical și serios în același timp, contează foarte mult. Pe Emilia Dorobanțu n-am ce să mai zic de ea, că o cunosc. Ia veniți lângă mine, o cunosc dinainte de a mă naște. Eu o cântăreață, o fată excepțională și frumoasă și talentată. Vă mulțumesc din suflet și dați-mi voie să îi mulțumesc domnului Benone pentru toate sfaturile pe care mi le-a dat și pentru că a crezut în tinerețea mea și întotdeauna sper eu că am respectat și vreau să respect în continuare tot ceea ce m-ați sfătuit dumneavoastră. Și sunt extrem de onorată că astăzi am făcut parte din... m-am numărat prin această distribuție. Ilie Caraș, ambele nume sunt românești. Ilie... Sfântul Ilie, iar Caraș Severin, de acolo. El de fapt vine din Ucraina, din zi... Cernăuți. Ajută-mă. Din? Cernăuți. Din Cernăuți. Este un băiat cu carte, a studiat și prin Paris, nu știu ce a făcut pe acolo. A venit și a dat doctoratul în folclor și... Urmează. Urmează? Nu l-ai dat? Încă nu, mai am puțin. Deci nu l-a dat. Poate că-l dă. Așa, vă mulțumesc, maestre, și vă mulțumesc că pe 4 iunie sunteți alături de mine la Cernăuți. Da, avem un spectacol mare pentru diaspora de pretutindeni, care se va ține în sala teatrului din Cernăuți. Un spectacol foarte respectabil trebuie să fie, pentru că... Vă doresc mult succes! Să rămână! Vă doresc foarte mult succes! Și acum propun să începem prezentarea muzicală a celor trei tineri din emisiunea noastră cu Emilia Dorobanțu. Thank you.
domnișoare, ce la mândra mea, că nu-mi răspungea. Pe lună și stele îmi vărsam cinjele, ce suflet nu pot pe mândra s-o scot. Am plecat aseară, ce piulișoare, ce la mândra mea, că nu-mi răspungea. Pe lună și stele îmi vărsam cinjele, ce suflet nu pot pe mândra s-o scot. Spune, mândră, spune să fii neam la cine, că nici somnul, nici o cina nu mi le găsesc. Spune, mândră, spune să fii neam la cine, și mă joar că tot ce una am să ce iubesc. Nu știu ce n-aș face, că nu m-a s-o văd, mor și mă prăpăd. O fi mâniată, ce n-o fost în poartă, și nici la ochieț, ochii ei-i vieți. Gind drum aș-ntoarce, nu știu ce n-aș face, că nu m-a s-o văd, mor și mă prăpăd. O fi mâniată, ce n-o fost în poartă, și nici la ochieț, ochii ei-i vieți. Spune, mândră, spune să fii neam la cine, că nici somnul, nici o cina nu mi le găsesc. Spune, mândră, spune să fii neam la cine, și mă joar că tot ce una am să ce iubesc. Ce mândru ce s-o face, numai să-mi șorcești, mândru unde ești. Că inima-n mine plânge după cine, și baș nu mă știu, vinovat să fiu. Ce frumoasă noapte, mândru ce s-o face, numai să-mi șorcești, mândru unde ești. Că inima-n mine plânge după cine, și baș nu mă știu, vinovat să fiu. Spune, mândră, spune să fii neam la cine, că nici somnul, nici o cina nu mi le găsesc. Spune, mândră, spune să fii neam la cine, și mă joar că tot ce una am să ce iubesc. Și lampa aprinsă, așa m-așteptai, mândru al meu rai. Nu știu ce păcace, nu ți-ar fi iertace, că ce bun mi-s eu, mândru puiul meu. Fereastra deschisă și lampa aprinsă, așa m-așteptai, mândru al meu rai. Nu știu ce păcace, nu ți-ar fi iertace, că ce bun mi-s eu, mândru puiul meu. Spune, mândră, spune să fii neam la cine, că nici somnul, nici o cina nu mi le găsesc. Spune, mândră, spune să fii neam la cine, și mă joar că tot ce una am să ce iubesc. Spune, mândră, spune să fii neam la cine, că nici somnul, nici o cina nu mi le găsesc. Spune, mândră, spune să fii neam la cine, și mă joar că tot ce una am să ce iubesc. Oameni buni, ăsta e joc de la strabuni. Gospodașă flacă ești, sâra sunie până la ești. Bun găsit, oameni buni, ăsta e joc de la strabuni. Gospodașă flacă ești, sâra sunie până la ești. Tropa, trop, hai da mândrilor și jucăm ușor, batem din Chișor. Tropa, trop, hai da mândrilor și strigăm pe rând, roată chiuie. Chiuieți cu strigaturi, că de asta aveți cură. Chiuieți mândrilor toate, cu baba și eu la noapte, mă! Batem una, șarerea, tăiera, tăiera, și rupem la sub de struna, șarerea, tăiera. Eu bat una mândră, două, șarerea, tăiera, tăiera, și începem dragostea nouă, șarerea, tăiera. Nou ia și încă tri, joacă mândră așa cum știi. Eu te învârtesc și stric și la tăi te spui și apoi. Nou ia și încă tri, joacă mândră așa cum știi. Eu te
singur de așa strâng și la tăi spre șapul. Tropa, trop, hai da mândrilor să jucăm ușor, bate nichișor. Tropa, trop, hai da mândrilor să jucăm ușor, bate nichișor. Pe șapul țâng la cântat și mi-i dracut la jucat, dar pișinii am sărutat, mi-e pustorul și-o oftat, mă! Frumos joc e pima și tarerea, 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 lângustă pe și-un dobaș, tarerea, tarerea. Covinit atâta lume șarerea, tererea. Bucuros că am găsit mândră bună de iubit, frumoasă și din neam bună pot să-mi caudi aznul. Bucuros că am găsit mândră bună de iubit, frumoasă și din neam bună pot să-mi caudi aznul. Tropa, trop, hai da mândrilor să-i jucăm ușor, bate nechișor. Tropa, trop, hai da mândrilor să-i strigăm pe rând, roate chiuie. Tot așa, tot în câmuna, bă! Ghiță Brancu, Ilie Caraș și desigur mulțumesc prietenilor mei de la Unodance. Pentru că mă bucur mult să vă revăd, aș dori să vă invit încă o dată să ne cântați ceva, colegii de la Millennium. Fete frumoase, băieți frumoși, dar mai ales patru muzicanți talentați. Millennium! Cum ar fi dacă o privire pentru ambii am avea? Dacă ar fi așa să fie, oare cât de altfel am putea vedea? Aș vedea ca prin minune eu ce-i în sufletul tău. Ai vedea și tu și-ai avea toate cheile dorului meu. Cine ești, ce gândești, unde te îndrepți și de unde ai plecat? Cine și cum mi te-a dat? Cine a crezut în noi? Simplă e formula, viața este numai una și fericirea se împarte doar la doi. Cum ar fi dacă te-aș pierde și mai mult nu te-aș găsi? Cum ar fi dacă odată ai uitat de mine și n-ai mai venit? Nu aș mai putea nici să respir, nici să tac, nici să strig. Fără noi îndoi n-ar exista nici soare, nici lună, nimic. Este numai una și fericirea se împarte doar la doi. Cine ești, ce gândești, unde te îndrept și de unde ai plecat? Cine și cum mi te-a dat? Cine a crezut în noi? Simplă e formula, viața este numai cirea se împarte doar la doi. Totuși a fost și încă este între noi doi loc de o poveste. Totuși a fost ca așa să fie cea mai mare iubire. Thank you.
împarte doar la doi. Wow, extraordinar, copii! Extraordinar! Sunt impresionată de o muzică atât de frumoasă care ar merita să fie ascultată pe marile scene ale lumii. Nu mă îndoiesc că ar avea mare succes. Benone, te rog frumos să vii lângă noi. Prezent! Prezent! Așa îmi plac mie artiștii. Vreau care să spun elegant, prezent. Să trei prin spatele tău, că nu, rămâi lângă mine, rămâi, dragule. De-a mea. Pentru că, iată, din păcate, emisiunea noastră se apropie de final, nu înainte de a îți oferi, tortul ți l-am dat la începutul emisiunii, atunci când ți-am cântat mulți ani trăiască, tortul e la frigider, e la rece, totul e în regulă. Super. Dar nu este singurul cadou pe care îl avem pentru tine. Iată, din partea firmei Transilvania, aceeași care ne oferă drept mostră această canapea splendidă, noi avem pentru tine un scaun fotoliu, de pe care poți urmări mai departe emisiunile noastre de la Arad și un obiect foarte practic în dormitorul, mai ales al domnilor, și anume un suport de costum de haine, de pullover și de pantaloni. Nu e așa că sunt frumoase? Sunt foarte frumoase, chiar dacă n-ar fi fost frumoase, au mare valoare că sunt de la tine. Sunt de la de noi, la tine, din partea emisiunii, exact, din partea emisiunii Opriți Timpul, să te bucuri de ele. Și vreau să invit acum pe toți colegii noștri care au avut timp să stea până la sfârșitul emisiunii, pentru că vreau să-l rugăm pe Benone să ne cânte una dintre cele mai cunoscute piese ale repertoriului său înainte de a ne despărți. Vă dorim o duminică plăcută în continuare și vă dăm întâlnire pe duminica viitoare. Și acum să vedem cum o să se învârtească roata vieții din punctul de vedere al lui Benone Sinulescu. La revedere! Da, mai învârti, Doamne, roata! Călătoare fără duși întors, tinereța călătoare ca erul jacos. Din trecutele iubiri prefăcute în amintiri, mai ad eu un eco. Dorurile de pe vale și durerile din șale, cui să îi le dau cadou. Vârtește ca norocul meu, inima mă dojenește că am iubit mereu. Am iubit și-o mărăriță cu farmece la guriță și cu ochii de băfăi. Nu știu ce-am să fac de-acum, că a început să cadă pluma peste floarea dragostei. Vârtește, Doamne,
cere vrăduși întors. Ochii văd, inima cere tot ce e frumos. Biata inimă nu vrea să apună dragostea și fiorul dorului. Iese noaptea în pridvor la lumina stelelor și se roagă cerului. Învâtește, Doamne, roata, roata lumii, roata vieții, roata, roata. Dacă-ți rupte spițele, schimbă-i, Doamne, roțile și mai pune patru boi. Reîntoarce carul vieții în poiana tinereții, să întinerim și noi. Opriți-te!